13.000 de ortași de la CEO vor sta acasă în perioada 13-19 februarie. Măsura este una necesară, a declarat liderul de sindicat Nicușor Bănică, cel care explică ce ar însemna formarea unor stocuri și mai mari de cărbune. E important să întrerupem activitatea pentru a nu crește stocurile, că altfel la terminarea perioadei ne-am mai confruntat cu o problemă suplimentară, aceea de a întreține aceste stocuri, și întreținerea lor înseamnă costuri suplimentare. Situația nu este una excepțională. Minerii sunt deja obișnuiți ca în fiecare an, în perioada ianuarie-februarie, să fie trimiși în concediu din cauza scăderii cererilor de cărbune. Ortacii sunt însă mulțumiți că au un loc de muncă. Sperăm că nu. Avem încredere că măsurile care s-au luat și se vor lua de acum înainte nu ne vor duce în situația să stăm în concedii medicale, în concedii fără plată sau în șomaș tehnic sau în concedii de odihnă foarte mult timp. Deci măsurile sunt, cred eu, necesare. Scăderea cererii de cărbune a intervenit ca urmare a intrării în sistemul energetic național a energiei verzi. Energia verde nu reprezintă un pericol, însă ia o pondere destul de substanțială în totalul energiei consumate la nivel de țară și influențează. Deci nu putem să spunem că au o influență atât de mare, dar totuși au influență în cererea noastră de cărbune la nivel de termocentrale. Prezent la începutul săptămânii trecute la Gorj, ministrul energiei Constantin Niță a declarat că va interveni pentru modificarea legii care prevede livrarea în sistemul național cu prioritatea energiei verzi, defavorizând în acest fel termocentralele. Există posibilitatea modificării acelei legi care permite accesul prioritar al energiei verzi în sistemul național energetic? Mare posibilitate există. Când se va face lucrul acesta? V-am explicat că suntem în discuții cu cei care produc energie verde și cu asociațiile de producători. Măsura concediului de odihnă obligat se aplică doar minerilor, nu și energeticienilor din cadrul complexului energetic Oltenia.